Bună dimineața, să știți că noi suntem tare entuziasmați pentru că și platoul nostru s-a transformat și până la urmă și starea noastră e alta, pentru că așteptăm sărbătorile, pentru că se întâmplă lucruri tare frumoase și pentru că astăzi vrem să le acordăm în aceste clipe atenție și celor mici, nu doar celor mari, mai ales că în această dimineață alături de noi este Eugeniu Cojocaru, fondatorul Teatrului Tinerilor Talente, oratorul. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ați venit! Cei care au grijă ca lucrurile să funcționeze bine la sărbători, la evenimente, aveți și un teatru, hai să zic teatru ambulant de păpuși și îi distrați pe cei mici. Cum e să ai o așa, nu știu, o activitate artistică și totodată afacere? Păi da, poți să o numești și afacere, dar de fapt eu așa să zicem, un scop de-al meu care era de pe timpuri de a face ceva frumos pentru copii, pentru că îmi plac copiii la nimeni. Când a început totul? În 2010 am început așa, dintr-o glumă, am început a învăța de la persoane care se mai ocupau deja cu un domeniu dat și uite, m-am decis în păpușărie, zic, hai, de ce nu? E greu? Astăzi, când copiii au atâtea gadgeturi, atâtea posibilități tehnice, tehnologia și tot așa. E mai complicat acum, ultimii ani, dar, de fapt, dacă știi cum să-i atragi, dacă știi să-i implici în spectacole ceva, ceea ce îi cointeresează pe ei, adică chiar și o poveste, să o faci un pic mai contemporană, crede-mă că copiii cu gura căscată. Cum se întâmplă totul? Aveți arsenalul pregătit, păpușile și mergeți acolo unde sunteți invitați sau cum e? Da, sigur. Avem și administratori care se ocupă cu clienții, să-i zicem așa. Așa? Da, ne invită, păi uite, pe data asta, data asta, dacă suntem liberi, de ce nu? Și nu e doar ceea ce ține de păpuși, dar nu, sunteți animatori pe... un program mai vast, avem și clounadă, avem și mimi, avem magicieni, adică tot ce se cere pe piață pentru o sărbătoare frumoasă. Și ce nu tare. Numai cât pentru copii, chiar și pentru adolescenți, uneori chiar și pentru maturi. A, da? Wow, tare! Că vorbeam chiar acum cu colegii, zic că trebuie să ai foarte multă dăruire și foarte multă răbdare să lucrezi cu cei mici la sărbători, pentru că sunt mulți, pentru că fiecare vrea ceva, pentru că sunt momente, tot felul de momente. Cum rezistați? Știi că deja cred că avem o imunitate oarecare. Peste 11 ani, da, în 2010. Da. Avem și o experiență de aia. Cred că, da, se întâmplă. Când e mai complicat, când se mai implică și părinții un pic. Uneori părinții încurcă toată... Dar uneori, da, când îl împinge și zice că hai, și copilul nu vrea. Da, copilul nu vrea. Copilul vrea să se adapteze. Dragi părinți, nu forțați nota. Dar că... părinții bucuroși că este cineva. Păi acolo pleacă, cineva hai, care stă copilul. O oră stau liniștit. Da. Știți că înțeleg și părinții. Această... Păi sigur, pentru asta și suntem invitați uneori la evenimente mai mari de familie. De ce? Fiindcă părinții, într-adevăr, vor un pic să se mai relaxeze, să mai atragă atenția oaspeților. Pandemia, cum a afectat afacerea voastră? Pentru că, mă rog, se întâmplă ce se întâmplă și suntem deja de o perioadă de vreme într-o situație așa incertă. Nu vreau să mă jălui. Dacă suntem aici, înseamnă că totuși am plutit. E bine, să zicem vă așa. Mențineți. Ne menținem, da. A fost sigur că mai complicat. Cel mai greu este că foarte mulți actori au plecat sau recalificat sau au mers pe în străinătate. Așa. Și acum, deja când vedem că un pic parcă se pornește, în primul rând te gândești la ceea că trebuie oameni. Așa e. Și trebuie oameni talentați. Păi munca asta nu poate să o facă oricine, asta e clar. Nu, și de asta, chiar acum, dacă un pic am început a lucra, să știți că lucrăm așa mai puțin, fiindcă tot nu căutăm. Are cine, da, practic. Nu are cine. Aveți acum sărbători în față? Da, sigur, tare ne bucurăm și așteptăm sărbătorile de iarnă. Moș Crăciun, Alba ca Zăpada, spectacole. Sigur, asta e invitat. Personajele cele mai principale, care sunt mereu invitate, avem chiar și comenzi deja. Aha. Ne bucurăm pentru asta, chiar facem acum și un scenariu nou, vrem să implicăm încă un personaj nou, se lucrează asupra lui, cred că într-o săptămână deja chiar vom posta, vom prezenta ceea ce vom... Cineva zicea că spectacolele voastre sunt educative, asta țineți voi să aveți o morală, să aveți Da, de fapt, cel mai tare noi ne-am axat ca să facem, să zicem așa, niște spectacole care să fie mai educative, nu doar de distracție pentru copii. Dar, desigur, că am implicat și puțin distracție. Ați mixat, da, cumva. Am mixat. În primul rând, în 2014, când am lansat primul spectacol Alex în oraș cu regulile circulației, da, care a fost la nivel de ministere, a avut un succes foarte mare. Noi, în timp de 2 ani, am jucat peste 500 de ore acest spectacol în toată Moldova. Și asta chiar a prins. Și după aia am zis, de ce nu, haideți să ligăm mai multe teme care copiii ar trebui să le învețe și de la noi. Cine se ocupă de scenariu? Voi toți?
toți vă implicați? Da, practic noi toți ne implicăm. Uh-huh. Mai avem cu cine mai lucrăm, dar mare avem. Am înțeles. Păpușile, cine le confecționează? Cu cine lucrați? Lucrăm cu niște specialiști din alte teatre de la noi, din uh-huh. Chișinău. Din păcate nu avem noi specialistul nostru, dar uh-huh. cu care ne împăcăm foarte bine și ne înțelege uh-huh. ceea ce dorim noi. Și să înțeleg copilul modern care se uită la tot felul de Pokémon la TV și tot felul de desene ciudate, reacționează și la păpușile care au un aspect mai tradițional, să zic așa. Dar tot depinde și de părinți. Părinții trebuie să se implice pentru a-i duce măcar uh-huh. o dată în lună să vadă copilul ceva ce este în lumea paralelă. Uh-huh. Pentru că lumea paralelă noi am făcut-o, da? Așa noi e. Suntem. Așa și e. Dacă tot noi nu vom merge acolo, lumea paralelă va dispărea. Și uh-huh. copilul de mic trebuie să învețe să știe că există lumea asta. El decide mai departe. Îi place lui sau nu-i place. Dar trebuie să știe că există. Dar trebuie perfect să adevărat. Știe că există. Perfect. Chiar și așa ești cinema sau uh-huh. altul domeniu, da? Uh-huh. Nu neapărat teatru. Copilul trebuie de mic să învețe să știe. Și cei de acasă cu siguranță se gândesc acum, hai arătați-ne ce faceți, ce faceți, să știți că avem un moment foarte frumos în cele ce urmează, despre ce este vorba, să facem o introducere, astfel încât să înțeleagă și telespectatorii noștri. Eu am ales să vin cu purcelușii, fiindcă ăsta e cel mai viral spectacol așa. Al nostru de ani de zile, uh-huh. care merge mereu și aha. vară și iarnă. Și de asta am decis că doar că noi l-am mai prefăcut purcelușii noștri, i-am dat un pic de educație, aha. tema educației, tema igienii, dar ca copilul totodată că să mai învețe, să mai deprindă lucruri niște utile. Lucruri utile de a spăla dinții, de a se spăla pe față și tot așa. Chiar acum și vreau să vedea. Eugeniu, eu vă mulțumesc foarte mult, mult succes și de acum înainte, pentru că, cum ziceam, nu e ușor ceea ce faceți, dar e foarte necesar. E foarte necesar. Vă mulțumim și ne străduim. Și să aveți o iarnă apelați. Frumoasă. Da, mulți ani. Da, noi ne zicem, prima zi de iarnă, gata. Noi ne zicem la mulți ani, vin sărbătorile și suntem super entuziasmați. Vedeți că și platoul nostru s-a transformat. Cu această ocazie le mulțumim colegilor noștri din redacție care au fost foarte, foarte harnici.